La Biserica Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Brâncoveni s-a scut târgă, a avut loc prima ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din cuprinsul protopopiatului Sascut. Peste 200 de copii și tineri din parohiile protopopiatului s-au bucurat de activitățile diverse pregătite, precum și de noile prietenii pe care le-au legat. Ziua a început cu întâmpinarea icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni. În continuare a fost oficiată Sfânta Liturghie sub protia părintelui arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. În cuvântul adresat la finalul slujbei, părintele arhimandrit i-a îndemnat pe tineri să fie apropiați de biserică. Vouă tinerilor, astăzi vă spun bine ați venit în Biserica lui Hristos și să fiți prezenți mereu, vii și activi în Biserica lui Hristos, pentru că voi sunteți viitorul bisericii noastre, viitorul credinței noastre, viitorul acestei propovăduiri a Evangheliei lui Hristos. În oricare domeniu veți profesa, întotdeauna, acolo unde veți fi, cu siguranță, cei din prejurul vostru vor să se împărtășească de lumina care reiese din sufletul vostru. Și împărtășiți-o, pentru că această lumină este neconsumabilă. Ea se regenerează mereu, ca un izvor care îl desfunzi mereu și care, de ce îl desfunzi, de ce izvorăște mai mult. Așa și lumina faptelor noastre bune. De ce le facem mai mult, de ce ele vor izvorâ în interiorul nostru mai mult și vor fi cele mai multe și sfinte și bune virtuți pe care le putem avea. În continuare, părintele Valentin Băltoi, consilier eparhial în cadrul sectorului cultural, a citit cuvântul de binecuvântare transmis cu această ocazie de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Întâlnirea de astăzi are un scop nobil și anume acela de a vă ajuta să vă apropiați de Dumnezeu și să vă dezvoltați încrederea în voi înșivă. Sunteți într-o perioadă a vieții în care întrebările abundă și căutați răspunsuri și sens în tot ceea ce faceți. Biserica vă deschide brațele și vă oferă un spațiu în care să explorați această căutare și să descoperiți propria voastră identitate spirituală. În primul rând, vreau să vă încurajez să fiți mereu deschiși și curioși. Este important să puneți întrebări și să căutați adevărul într-un mod activ. Dumnezeu ne-a înzestrat cu minte luminată și cu capacitatea de a înțelege lumea în care trăim. Așadar, nu ezitați să explorați, să căutați și să discutați despre aspectele spirituale și religioase care vă preocupă. Întâlnirea de astăzi și cele care vor urma în vara aceasta reprezintă un timp prețios în viața voastră în care puteți începe să construiți o relație personală cu Dumnezeu și să vă întăriți credința și convingerile religioase. În al doilea rând, vreau să vă îndemn să vă sprijiniți unii pe alții și să creați o comunitate unită în jurul valorilor creștine. În întâlnirea de astăzi și în taberele la care veți alege să participați, sunteți cu toții fii ai Bisericii și frați și surori în Hristos Domnul și aveți oportunitatea de a vă încuraja reciproc, de a vă asculta și de a vă susține în drumul vostru spiritual. Învățați să aveți grijă unii de alții și să manifestați iubire și compasiune în toate acțiunile voastre. Ne-am întâlnit astăzi tineri de toate vârstele în prima ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din protopopiatul Sascut. Este o aleasă bucurie pentru noi, preoții protoieriei, să fim înconjurați de copiii și de tinerii parohiilor noastre, în primul rând astăzi în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în care ne-am hrănit din Cuvântul lui Dumnezeu, ne-am hrănit din Harul lui Dumnezeu și din trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, având-o în mijlocul nostru pe Maica Domnului prin icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Giurgeni, din bunăvoința și cu binecuvântarea părintelui exarh, părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, starețul Mănăstirii Giurgeni. După amiază, într-un spațiu amenajat lângă pădurea Fântânele, s-a desfășurat prima ediție a concursului de toacă, intitulat Toaca Chemare la Rugăciune, la care au participat 16 copii din protopopiatele Sascut și Onești. Programul în aer liber a continuat cu alte activități desfășurate alături de voluntarii Ascor Bacău.